ce ne este scris în stele pentru anul ce vine și ce ne așteaptă în 2023 în funcție de zodii, ne spune acum prietenul nostru, astrologul Cristina Demetrescu. Salut, mâna, și bine ai venit, Cristina. Nici nu știu dacă să te aștept cu brațele deschise sau nu, pentru că poți să vii cu cine știe ce vești. Eu vreau doar un pahar cu apă, că anul e tot picant, așa, să fie în ton. Și deci 2023 tot picant va fi? Nu, e mai e picant. Celălalt n-a fost, a fost mai sărat. Deci 2022 a fost mai sărat? Da, a fost mai amar. Și 2023? Mai picant. Haideți că o să înțelegem mai exact când o să ne explice pentru fiecare zodie în parte cam ce le rezervă, bineînțeles, horoscopul pentru 2023. Fiecare zodie de ce va avea parte, corect? Da, asta o să vorbim și despre zodii, vorbim și despre an, care și el o personalitate până la urmă. Da. Și sunt foarte multe accente pe trei zodii foarte importante. Pești, care este ultima zodie și asta înseamnă că trebuie să închidem ceva și vorbim despre un an karmic în care sunt o serie de socoteli care trebuie închise cu trecutul. Zodia Berbec, care este zodia începutului, ceea ce este un lucru pozitiv pentru că avem aspecte foarte bune acolo și asta înseamnă noi idei. Și zodia Taurului, care este o zodie fertilă și asta înseamnă că trebuie să punem niște semințe pentru viitor. Foarte multe persoane, probabil, din cauza acestor tranzite noi, pentru că planeta Profesor intră în zodia Pești, poate se simt constrânse de anumite situații, poate se simt așa la capătul unor puteri. Dar tranzitele pe zodia Berbecului ne învață că până la urmă toată viața este o luptă și că, de fapt și de drept, nu trebuie să așteptăm nimic de la nimeni, că trebuie să ne exploatăm forțele proprii și că este un nou început până la urmă. Destinul... Deci 2023 pentru mulți oameni va fi un nou început? Da, poate că sunt oameni care au anumite, eu știu, restanțe. Este un an cu extreme, aș putea să spun. Este un an și foarte bun. Este un an și poate mai puțin bun sau îngrijorător pentru cei care trag după ei tot felul de trecutul în care nu au luat cele mai bune decizii. Dar și pentru cei tineri care sunt acum și care încearcă să-și scrie viitorul, eu zic că poate să fie un an, în primul rând, foarte bun. Criza sau ceea ce ne sperie pe noi în momentul de față, pentru că până pe la jumătatea anului oamenii își mai pot face tot felul de probleme. Axa vieții este în continuare pe axa Taur-Scorpion, care este o axă financiară. Am vorbit și anul trecut despre lucrul ăsta și spuneam despre faptul că noi trebuie să ne găsim propriile resurse, că trebuie să devenim productivi și asta ne învață 2023 în continuare. Undeva de la jumătatea anului există energii mai abundente din punct de vedere al banilor, din punct de vedere, adică sunt energii care într-o oarecare măsură pun frână acestor lucruri care acum iau amploare, inflație, tot felul de lucruri care cresc, îngrijorări legate de bani, adică anul 2023 vine și cu acest as în mânecă și îi poate ajuta pe foarte mulți, pentru că Jupiter, Marele Benefic, intră în zodia Taurului, care este o zodia banilor, să găsească tot felul de soluții. Problema este că atâta vreme cât așteptăm să rezolve cineva problemele, da? De aceea Berbecul este prima zodie, dar este o zodie care pune foarte mult accent pe individualitate, pe fiecare dintre noi, pe fiecare, ce poate să facă fiecare. Karma pe balanță spune că dacă o să așteptăm în continuare, probabil că lucrurile astea nu vor veni. Și un an în care trebuie să punem foarte mult accentul pe credință, pe vindecare. Saturn în Pești ne învață despre ideea asta de a fi mai buni și să nu ne lăsăm trași la fund de emoții, da? de lucrurile care sunt, poate nu sunt atât de bune, pentru că, așa cum îți spuneam, este un an cu discrepanțe. Putem să vedem minuni, putem să vedem nenorociri, putem să fim noi cei care salvăm pe cineva de la o anumită situație. Cei care sunt mai puternici cumva trebuie să îi ajute pe ceilalți, dar pe de altă parte acest nou reset, acest nou început, acest nou start înseamnă să-ți construiești viața pe o mentalitate mai bună, mai de luptă, cum s-ar spune. Adică Berbecul acesta ne pune pe noi în situația de a lupta, de a înțelege că, încă o dată spun, nimic nu vine dacă noi suntem într-o situație sau stăm într-o stare pasivă. Totul depinde de noi. Foarte mult. Asta a fost așa în general pentru 2023, dar haideți să luăm așa pentru fiecare zodie în parte, să vedem
pentru telespectatorii noștri, așa, ce așteaptă în 2023? Păi, în primul rând, berbecul, așa cum ți-am spus și puțin mai devreme, câtă vreme avem și cea mai bună dintre planete acolo, Jupiter, acum primele 5 iar luni. Anul berbecului, 2023? Nu pot să spun că e anul berbecului, dar pot să spun că e anul berbecului, anul taurului, adică sunt acolo unde este destinul. Anul acesta va fi în zodia berbecului. Și marele benefic, asta înseamnă că berbecul are foarte multă energie pentru idei noi, pentru proiecte noi, pentru a deveni independent, pentru a acționa cu curaj. Ei ideau, poate câteodată nu au energia să ducă până la capăt anumite proiecte și anul s-ar putea împărți în a face un echilibru între ei și ceilalți. Adică mai pot avea niște probleme de sănătate, niște responsabilități față de familie, dar este un an în care trebuie să-și ducă proiectele până la capăt. Adică nu trebuie să-i dea înapoi faptul că vor să facă anumite lucruri și cineva are o suferință sau au nevoie de ajutorul berbecului. Asta nu înseamnă că trebuie să se oprească ei din lupta pe care trebuie să o ducă, pentru că este un an ca niciunul altul. Adică dacă nu acum, nu se știe când. După aceea, de la mijlocul anului, anul este foarte profitabil pentru berbec. Adică este un moment ideal pentru ca din ei... Vară, din 16 mai, Jupiter va sta un an de zile pe sectorul banilor, de aceea ei trebuie să nu se teamă de investi în aceste idei, câteodată mai trăznite, câteodată mai nebunești, pentru că berbecul întotdeauna vine cu ceva nou. N-a mai fost. Nu s-a mai auzit, da? Și atunci, dacă întrebarea este oare va merita, oare vom investi bine în sensul acesta, atunci răspunsul este da. Taurul este a doua zodie foarte norocoasă, pentru că la momentul acesta sensul vieții este pe destinul, este pe zodia lor și li se întâmplă. Destinul îi ajută sau îi forțează pe unii, pentru că taurul este o zodie cu atașamente și nu întotdeauna, să zicem, se urnește din loc, dar destinul îi mișcă puțin din inerție și din atașamente. Și așa cum spuneam, după data de 16 mai, marele benefic vine cu adevărate oportunități. Poate fi un an în care să se îndrăgostească, să se căsătorească, să facă copii. Sunt și acele lucruri minunate la care toată lumea visează, ca să spunem așa, oare mă-i căsători, oare o-i face un copil. Da, cei care își doresc deci lucrurile astea... E bine. Și pentru berbeci, să știi că este la fel de bine. Lucrurile astea vor veni și din partea Universului, dar Jupiter de obicei îți spune și să încerci să-ți cauți tu ceea ce trebuie și în mare parte este un an pentru antreprenori, pentru cei care doresc să-și pună în exploatare unele idei personale, pasiuni. Nu în ultimul rând, taurul trebuie să aibă grijă de sănătatea lui și să o ia cam de la începutul anului pentru lucrul acesta. Pentru că au acolo o planetă bună care îi ajută, nu neapărat să o lase pe finalul anului. Gemenii scapă de anumite, eu știu, prizonierate, boli, dușmănii, procese, se eliberează, cu alte cuvinte, da? Deci se eliberează la propriu sau la figurat, lucru care îi ajută să fie un pic mai energici, să ocupe anumite funcții. Aici vorbim despre carieră, de lucruri mai înalte, de funcții, nu neapărat de joburi. Cei care țintesc către așa ceva s-ar putea să fie oamenii sacrificați chiar, să fie puși în situații, în poziții cheie, de a ști de la început că trebuie să sacrifice ceva din viața lor, adică cumva cariera va fi pe primul plan. Dar și prietenii și anumite... Nu pentru gemeni, scap de procese, scap de probleme, scap să știi de că, să știi... părere, adică păi, te eliberezi un pic. Da, și pentru asta trebuie să faci și o plată, nu Universului, pentru că, până la urmă, planeta profesor în pești vorbește despre sacrificiu. Este un an bun și pentru a petrece timp cu prietenii sau a-și face prieteni noi, dar și anumite a face parte din grupuri cu interese comune. Acum poți să te duci și dansezi, poți să te duci să joci și șah. Asta pentru gemeni, care este o zodie dublă, este o eliberare, este un echilibru. Racii sper că până în momentul de față și dacă nu mai au timp până pe 7 martie să-și facă schimbările acelea pe care ei le știu că le au de făcut și le simt, care de fapt să-și desfacă funia aceea care este legată de picior. Știi, funia care e legată de picior, de un stâlp, dar de fapt care nu are nod, care aparent are un nod și să... E doar în capul lor. E în capul lor, da, exact. Și să încerce să-și facă curaj, pentru că urmează un an foarte bun, cu direcții mai înalte față de ce știe racul, mai domestic. Știi, racul e mai casnic.
și nu prea visează la lucruri foarte mărețe, dar este un an de carieră, atenție, și pentru ei foarte bun, pentru a-și pune în exploatare vocațiile, pentru a învăța, pentru a da niște examene mai grele pe care mulți care au terminat, eu știu, de exemplu, îți dau un exemplu, facultatea de drept sau o medicină, nu și le-au dat. Nu s-au dus mai departe. Acum nu și-au dat. Să poată să termine. Acum este momentul să dea examenele acelea mai îndrăznețe, să intre într-un minister, să dea un examen de limbă din acelea grele care, eu știu, nu le permit să plece sau să ia un anumit interviu. Să-și facă curaj. Și nu în ultimul rând pot călători. Pentru lei, atenție la luna neagră, care va fi din 8 ianuarie până pe 3 octombrie anul acesta, pentru că poate să-i orbească puțin, îi face cumva să nu vadă clar și limpede anumite oportunități, intră într-o perioadă de transformări majore. Vorbim de loc, relații, ocupație, mentalitate, ceea ce simt ei, pentru că mulți simt blocaje. Și când vorbesc despre schimbări, vorbesc despre oamenii care spun că nu se mai regăsesc în anumite dimensiuni. Își pot face planuri de călătorie, unii călătoresc ca turiști, alții pot călători de tot, alții pot încerca, până la urmă este o zonă de explorare, dacă vrei, este vorba de a învăța, de a merge mai departe, și cei care sunt mai curajoși și simt nevoia să-și asume responsabilități, poate să dea o pâine unor oameni, să-și facă o fabrică sau să investească. Iarăși vorbim în continuare de cariere, da? Vorbim de poziții mai elevate în primele zodii ale zodiacului. Anul vine cu, sau cei care vor să se modernizeze, să învețe lucruri noi, anul vine cu surprize nemaipomenite. Și nu exagerez. Fecioara trebuie să-și găsească cumva locul, că e aici, că e dincolo, trebuie cumva să se hotărască cărui loc aparține, pentru că acolo se acumulează sau s-au acumulat anumite frustrări. Și dacă nu-ți găsești locul aici, nu-ți găsești locul nici în altă parte. Știi cum e? Degeaba ți-l cauți, că e posibil să nu-l găsești. Mai multă presiune pe zodia Fecioarei în ceea ce privește mariajele, căsătoria, probleme. Ori trebuie să se sacrifice pentru partener. Nu știu, poate partenerul are ceva de făcut. Poate partenerul trebuie să plece departe și să câștige mai bine. Sau probleme în cuplu. Și atunci, cumva, Saturnul acesta îi răcește, îi separă, îi pune la încercare. Cum anul are și el un tâlc, vin bani pentru fecioare. Poate să vină bani și din procese, și din partaje, și din despăgubiri, și din moșteniri. Nu sunt bani din salariu, sunt bani din alte surse. Te aștepta oricum, nu? Ba, te aștepți dacă ești antreprenor și știi că ai de luat dividende. Sunt și banii pentru cei care au companii, cei care au firme, și asta înseamnă că este un an profitabil. În continuare, Fecioara este preocupată de orizonturi mai largi, ceea ce nu este felul, dar este bine să învețe, să călătorească, să se preocupe spiritual de liniștea ei și să descopere acele orizonturi nebănuite, noi, pentru mintea deschisă. Balanța. Vorbim despre balanțe care ele sunt în continuare acum într-un proces de schimbare și de renunțare la unele obiceiuri vechi, pentru că viețile multor balanțe au fost influențate de alții. Și asta, acest moment este un moment de schimbare de macaz, aș spune, adică le permite lor cumva să devină ele însele. Pot începe ucenicii, joburi noi, meserii noi, poate unele mai de sacrificiu, poate unele în domeniul medical, poate anumite ocupații care sunt pe lângă activitatea de bază. E un an foarte bun pentru cereri în căsătorie, pentru căsătorii, pentru nunți, pentru parteneriate, pentru a-ți găsi parteneri noi, alianțe. Da, chestia asta e valabilă și pentru bărbați și pentru femei. Sigur că da. De ce nu? Și femeile pot cere bărbații în căsătorie. Adică nici nu cred că e la modă să... Bărbatul nu știe să... Nu are spiritul familiei, femeia. Se trebuie schimbată moda. Tu ce zodie ești? Săgetător. Ajungem și la tine imediat. Da. Să-ți povestesc și despre mine. Un an bun pentru câștigarea unor procese, da? Dar nu proceselor soluții. 2023. Poftim? Iar nu proceselor 2023. Era, nu știu, să dea Dumnezeu să nu înceapă, pentru că karma este în zodia balanței, adică balanțele au și de decontat ceva karmic, de aceea se bazează mai mult pe ceilalți.
Dar pe de altă parte, cei care vor ști să renunțe la începutul anului, știi cum e, e o pildă. Dacă nu te ții cu dinții de masa asta, știi, dacă nu ne prindem noi acum cu lanțul de masa asta, avem toate șansele să ajungem la Paris, să vizităm Parisul. Asta este ideea, să nu ne atașăm. Și atunci pentru ele poate să fie un an profitabil, dacă știu la ce să renunțe. Scorpionii au sentimente mai grele, mai profunde pentru tineri. Nu e așa de bine Saturnul acesta în zodia Pești o să le aducă câteva probleme care îi maturizează încă de la început. Asta pentru tineri, ziceai. Pentru tineri, dar pentru cei care sunt mai trecuți prin viață, planeta profesor vine cu sentimente mai puternice, cu iubiri imposibile, cu noțiunea de a face un sacrificiu pentru persoana iubită. Poate să fie un an mai complicat pentru procreere, pentru ideea de a face copii sau pentru un proces de adopție. Dar este un an bun pentru proiecte personale, pentru muncă în general și pentru cei care au intenții și proiecte personale, dar și pentru cei care vor să-și schimbe jobul sau să-și găsească o vocație sau să lucreze în străinătate sau să ajungă foarte departe cu ceea ce vor ei să facă și cu ceea ce au de făcut. Este în schimb un an bun de ajutor din partea altora, de a-și găsi, a găsi pe cineva care să-i echilibreze atunci când ei au nevoie. Și un an foarte bun și pentru ei, pentru căsătorie. Trebuie să căsătorească toată lumea. De asta zic, și berbecii, și scorpionii. De ce? Păi să fie și cu nunți, botezuri și petreceri. Fiecare, nu că unii, n-ai văzut că unii muncesc mai mult, alții se căsătoresc, alții îi luăm pe rând. Niciodată cum viața îi combină și unește pe unul care muncește mai mult cu ăla care trebuie să căsătorească. Ok, noi dăm pentru toată lumea, da? Exact. Corect. Săgetătorii, acum nu vorbesc despre mine. Eu am mai trecut odată prin chestia asta, că am vârsta la care l-am mai avut odată pe Saturn în zodia Pești. Nu este o poziție foarte comodă pentru săgetătorii care nu au o ancorare spirituală, s-ar putea să nu găsească toate răspunsurile, pentru că este o poziție căzută a lui Saturn într-o zodie de apă și emoțiile pot fi foarte puternice, pot fi foarte adânci. Pot exista tot felul de frământări, apăsări care s-ar putea ca pe unii săgetători să-i facă să nu înțeleagă nimic. Dar tu acestea simți vin... chestiile astea? Când... Eu am mai trecut odată prin asta, eu am lecția asta. E o lecție grea. Am avut-o pe la 20 și ceva de ani. Ce am învățat? Am învățat ceea ce trebuie să învăț, ceea ce trebuie să vorbesc acum cu clienții mei, să înțeleg pe aceia care trec prin momente mai grele, pentru că n-aș fi avut lecția respectivă, n-aș fi fost atât de... Deci cum a fost lecția? Grea, urâtă. Adică? Adică o aiureală emoțională, ca o depresie, așa, ca o apăsare întinsă pe vreo câțiva ani. Nu cred câțiva ani? Păi da, câțiva ani, vreo 3 ani ține Saturn în Pești. Și 3 ani de depresie? 3, poate chiar mai mult, da, ceva de genul. E o adâncime, nu eram cei care nu au ancorare. Da, biserica asta m-a ajutat foarte mult. Undeva prin rugăciunea. Studenție. Da, rugăciunea, pentru că mai povestit la podcast. Este momentul. Am intrat atunci în biserică, da, și da. Este momentul în care cel puțin un tânăr nu știe ce vrea de la viață și atunci adâncimea asta, această profunzime, îl ajută pe el să se caute mai bine pe el. De aceea, pentru toate zodiile, credința este foarte, foarte importantă. În schimb, săgetătorul, pe lângă emoțiile astea foarte adânci, puternice, care pot proveni de la instabilitate, familie, tot felul de neînțelegeri, chiar și cei mai tineri, cum spuneam, nevoia de a-și găsi locul și de a fi independenți, este un an foarte bun pentru dragoste, pentru iubire, pentru copii, pentru procreere. Uite, îți dau acest exemplu. Mame care rămân însărcinate sau care fac aceste depresii sau care se îngrijorează pentru sarcinile lor. Da? Vestea bună este că copilașii lor sunt foarte bine, dar ele s-ar putea să vadă lucrurile puțin mai tulbure. Și un an foarte bun pentru ocupație, pentru job. De multe ori aceste frământări te pot aduce, repet, la regăsirea de sine. Ele au un scop. Nu sunt special pentru săgetători. Da, nu sunt de pomană ele acolo, dar din a ne căuta pe noi și e valabil pentru toate zodiile, vom găsi lucruri adânci. Capricornii învață, își se certifică, își au anumite brevete, își au anumite licențe. Trebuie să se întoarcă la școală, mai ales cei care simt așa, se simt legați de mâini și de picioare. Este vorba despre cursuri medii, nu este vorba neapărat despre studii, despre facultăți. Au și un an foarte bun pentru rezolvarea unor proiecte imobiliare, pentru vânzări, pentru cumpărări, semnare de contracte, cei care încă nu au finalizat lucrurile astea la nivelul 2022.
Un an foarte bun sentimental în relația cu copiii mici, cu copiii mari. Le iau case copiilor mari, cine știe, contracte, poate nu sunt pentru ei, poate sunt, poate vor să-și trimită copiii de acasă. Dar vezi tu că cei care se duc la școală și cei care învață, chestia asta se leagă de casa iubirii, s-ar putea să găsească. Cine învață, se îndrăgostește. Da, asta este concluzia pentru Capricorn. De fapt, nu este vorba doar de dragoste, este vorba despre a studia, despre anumite pasiuni pe care le ai, pentru că este și un an foarte creativ. Da? Deci 2023 poți scrie, da, pot scrie, pot învăța să, că ei înșiși sunt profesori, să predea, să-și ia o diplomă de formatori, da? Și să se bazeze pe anumite abilități pe care le au. Vărsătorii termină ei o perioadă, tu ești vărsător, termină o perioadă, a fost Saturn în zodia vărsătorului din 2020, de prin martie 2020, o perioadă grea, cu poate foarte multe responsabilități, foarte multă muncă, unii au dus multe lucruri pe umeri, poate că i-a îmbătrânit un pic chestia asta, poate i-a maturizat pe alții, dar termină perioada asta undeva pe 7 martie. Urmează o perioadă de investiție, dar atenție, trebuie să stea foarte bine la matematică, să socotească bine acolo, că nu este, eu știu, de a face orice proiect de a scoate bani, nu vorbim despre a scoate bani, ci vorbim despre a investi cu cap, cu folos, conform misiunii de viață, poate să fie și o casă, poate să fie și ceva mai mult decât atât. Unii poate trebuie să mai și învețe ca să știe cum să investească acești bani și, nu în ultimul rând, pentru vărsători, investesc în turism, în case de vacanță, da? Se extind, poate chiar, de ce? Sună bine. Sună foarte bine. Sună bine, da. O casă de vacanță, nu neapărat pentru ei, dar se gândesc la o investiție în sensul acesta, de a investi pentru viitor. Nu erau nici pentru ei, de asta zic. Nu erau nici pentru ei, sigur că da. Și să învețe să socotească, știi cum și era? Trebuie să învețe. 1 + 1 = 2. Da, pentru că aici vărsătorul, de obicei, știi că Ceaușescu era vărsător. Pe 26 ianuarie. Și el era cu cincinalul. Adică își făcea proiectul, dar nu mai ținea cont de prezent. Adică se gândea foarte mult la viitor. Și vărsătorul de obicei se gândește foarte mult la viitor și îl ia apa, ca să spunem așa. Dar trebuie să se gândească acum la prezent și la fiecare bănuț pe care îl pune acolo deoparte. Deci 2023, atenție mare. Da. Dacă asta 1 + 1 + 1 = 2, am văzut un TikTok cu președintele și cu numărătoarea pe online. Da? Da, asta pentru, poate sunt niște telespectatori și zic, băi, măruță, 1 + 1 + 1 = 3, nu 2. Da, și pe numărată... Da, trebuie să fii atenți aici. Da, exact, că la socotel. Da. Pești? Pești. Despre ei este vorba și despre este vorba în anul 2023. Sunt mari maestri. Peștele are Saturn în pește. Că... 3 ani. Și asta e de bine? 3 ani. Este pentru prima oară pentru unii sau, mă rog, pentru alții care sunt mai bătrâni sau mai maturi. Este vorba despre a conștientiza care este misiunea lor, pentru că peștele este o zodie vocațională, are el așa un rol cristic de a ajuta pe ceilalți și foarte mulți trebuie să tragă niște concluzii din ultimii 3 ani, pentru că poate au fost prizonieri sau captivi în misiunea iurea, direcționate către, poate către un singur om sau au fost prizonierii unor oameni care i-au ținut pe loc. Și acum ei trebuie să facă niște modificări, niște schimbări majore. Poate dacă nu au meseria potrivită, trebuie să învețe despre lucrul ăsta și să se repoziționeze profesional. Unora le este teamă, este un fel de sindromul Stockholm, dacă înțelegi. Adică de a rămâne cumva blocați pentru că le este frică, de a-și învinge frica. Dar eu zic că Saturnul ăsta o să le dea mult mai multă putere și mult mai multă concentrare. Peștii sunt o zodie a iluziei, dar Saturn este o planetă a concretului, guvernează Capricornul și organizarea. Cumva trebuie să-și facă un plan. Și este un an extrem de bun din punct de vedere financiar pentru peștii, care niciodată ei nu strâng. Ei acum dau la alții. Peștii nu strâng bani? Nu prea strâng. Adică strâng, au bani, la un moment dat poate să stea pe foarte mulți bani, dar întotdeauna îi vânează cineva, știi? Adică întotdeauna devin victimele altora care... Ei sunt buni samariteni. Ei, uite, despre asta e vorba. Acum este vorba că o iau de la zero. Și că trebuie să aducă misiunea lor de la direcționată unitar către o singură persoană, nu știu, vecinul sau soțul sau așa, către a-i ajuta colectiv. Adică de a-și conștientiza până la urmă misiunea și puterea. Adică trebuie să ajute în continuare, dar trebuie să o facă de pe poziția
pentru care au venit pe lumea asta. Interesant, an 2023. Da, e un an interesant pentru că are câteva cuvinte cheie care, repet, s-ar putea să sperie. Da? E vorba despre mistere, despre spionaj, despre tenebre, despre magie, despre dispariții, despre tot felul de lucruri care sunt așa mai de domeniul triunghiului Bermudelor. Tu ești astrolog, nu ești prezicătoare sau... My nickname is the witch. De asta, adică... de asta trebuie cu războiul, ce să... Se derulează mult mai repede. Oarecum anul trecut mi-aduc aminte că ai intuit că vor fi niște conflicte destul de... Ai citit-o de pe hârtiile mele. Da, destul de mari. Și uite că nu se aștepta nimeni că în februarie să înceapă un război care nu se mai termină. Inutil, nu? Cum spuneam noi anul trecut. Mai ții minte? Da. Anul 2022 a fost un an foarte lent în derulare, cu multe blocaje. 2023, mai ales din... chiar de la început, dar mai ales din iulie încolo, schimbă viteza. Adică 2022 a fost o mașină din aia veche care a mers cu 60 la oră, pe când 2023 o să meargă cu 120 la oră. Orice proces asta care începe... Nu știu dacă e de bine sau de rău. E de bine într-o oarecare măsură. Mai sunt unele blocaje undeva prin lunile aprilie-mai, atunci când vor fi niște eclipse. După care lucrurile, zic că se mai redresează. Ceea ce aduce Saturn în pești, după fiecare, după merit. Adică asta, ceea ce plătim fiecare, plătim după merit. Dar se vor naște și cei care salvează și cei care ajută și fiecare va fi pus în situația de a face o misiune bună în 2023. Important este credința noastră, nu zic vorbe în vânt, pentru că peștii guvernează mănăstirea, biserica, credința. Orice lucru. Adică trebuie să înțelegem cât de importantă e chestia asta. Că nu sunt... Peștii guvernează... Da. E ultima zodie, este finalul zodiacului, acolo unde noi decontăm toate lucrurile. Fie în spitale bolnavi, fie în închisori cu păcate și cu infracțiuni, fie în mănăstiri cu credință. Adică ai de ales între a trece prin lucruri foarte grele sau a deconta karma într-o manieră... impusă de destin, pentru că nu ți înțelegi până la urmă misiunea, sau te duci și te iluminezi. Adică îți spui, până la urmă, Dumnezeu e mai presus de orice și de toate. Deci ai această posibilitate de a-ți schimba crucea, da, într-o cruce de lumină. Și asta spune 2023. Chiar dacă poate sună, dar nu e vorba doar de 2023, pentru că practic este un tranzit întins pe 3 ani. De aceea oamenii care se vor ilumina au mult mai mult... puterea și capacitatea să plece pe startul acesta al berbecului, al regăsirii, da? Cum îți spuneam, a deveni oameni productivi. Fiecare suntem lăsați pe lumea asta să facem ceva, dar nu toată lumea conștientizează. Dacă trebuie să faci parte dintr-un colectiv, dintr-o multinațională, dintr-un minister, care, nu știu, sunt oamenii acolo adunați și trebuie să facă anumite lucruri să funcționeze într-o unitate de grup, da? Este în regulă, dar nu o faci până la adânci bătrâneți. Asta este o chestie repartizată pe vârste. Poți să o faci la 20 de ani, la 30 de ani, la 40 de ani. Adică trebuie să mai încerci și alte lucruri. Trebuie să mai încerci și alte lucruri și oamenii prea înțeleg că noi venim cu mentalitatea ieșitului la pensie. Uite și ăștia care ies acum la pensie, la 50 de ani, din meserii grele, cum s-ar spune. Doar nu o să stea acasă de la 50 de ani. Adică e bine ca oamenii să mai schimbe, să mai încerce. Cei mai... care anul ăsta, de exemplu, ies la pensie cu Saturn în pești, se închide o perioadă, au și posibilitatea să înceapă ceva nou. Sau femeile care sunt... Ani, că nu sunt mulți care au ieșit la pensie la 50 de ani. Nu sunt, sunt, mai sunt. Da, din armată, din... Da, de asta e. Majoritatea oamenilor ies mai târziu la pensie. Și au posibilitatea... Dar tu spui asta, e că nu trebuie să rămâi locul ăla, să dar nici nu, scuză-mă că îți spun, dar nici nu trebuie să stai să aștepți pensia dacă mai ai 7 ani și tu simți că te sufoci în momentul ăsta. Da. Adică, până la urmă, fă-ți un backup. Fă-ți o alternativă vis-a-vis de destin. De fapt, ce urmărim noi aici? Saturn în pești vorbește despre vocație, vorbește despre a ne simți bine, a ne simți prizonieri versus a ne simți bine și a fi de folos. Vrei să rămâi prizonier? Ok, nu este pentru toată lumea, e alegerea ta. Pentru că a fi prizonier, până la urmă, pentru unii înseamnă zonă de confort. Vrei să lupți, să sacrifici ceva timp, nu te mai scoli la 10, te scoli la 7. Nu te mai culci la 1, te culci la 9, pentru că trebuie să te trezești de dimineață. Nu știu, ceva trebuie sacrificat. Timp, poți să sacrifici și copiii, să nu mai stai toată ziua să faci teme cu ei sau să nu mai te duci toată ziua la petreceri. Trebuie să sacrifici ceva. Cu siguranță,
cu siguranță, fiecare putem să găsim un ceva acolo care să ne facă fericiți. Și 2023 pentru fiecare, mi-a plăcut ce ai zis, așa, guvernat de credință și să te duci acolo să te rogi și să găsești ajutorul. Și în același timp să vrei să, eu asta am înțeles, să pornești pe drumurile astea. N-or fi oamenii ăștia nebuni care spun că i-a salvat credința. E clar, 100%. Nu sunt nebuni oamenii care fac chestia asta. Undeva e, e acolo ceva, ceea ce toată lumea trebuie să descopere acum. Îți mulțumesc mult de tot că ai venit și vreau să le spun oamenilor care se uită la noi la emisiune că te pot găsi foarte ușor pe Facebook, unde ești destul de activă, astrologă Cristina Demetrescu, numai că acolo ești, cum e, star... Nu, sunt Cristina Demetrescu pe Facebook. Sau pe Instagram? N-am, nu. Aveai cu Star, aveai site-ul. Astrostar, așa, Astrostar, da, astrid.ro, da. De asta zic, adică lumea te poate găsi și Cristina Demetrescu, dar și Astrid? Și Astrid, da, astrid.ro. Mă găsesc pe astrostar.ro pentru că îi direcționează acolo și acolo sunt și previziunile pentru, pentru anul 2023. Redactate, așa, interminabile. Ca un ultim mesaj, așa, 2023 va fi mai bun la nivel general față da, de 2022? Da, eu zic că, da, în primul rând are blocajele astea și nu mai are imprevizibilului 2022. Nu mai pierdem avioanele, nu ți se mai anulează vacanța. Am înțeles, deci 2023 e anul în care putem să ne mai facem niște planuri mai coerente. Da, adică, cum îți spuneam, ideea trebuie să fie o idee unitară, să nu fim nehotărâți. Asta este karma, pedeapsa lui 2023, da. Nehotărârea, influențabilitatea, delăsarea, jumătățile de măsură, răzbunarea, asta ar trebui să nu fie făcute. Amânarea, dependența de alții, să depinzi de cineva, să pui noaptea capul pe pernă și să-ți dai seama că depinzi de cineva. Depinzi de cineva la 20 de ani, la 18 ani depinzi de părinți, la 25 de ani depinzi de un angajator, la 40 de ani depinzi de soț, la mai târziu de cine mai depinzi? Îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi și te mai aștept. Cu drag. Ne vedem la anul. Da. Cristina Demetrescu, oameni buni, căutați-o pe Facebook, scrieți, e un om senzațional și îți mulțumim mult de tot. Cu drag. Și să fii fericit în 2023. Dragă, urmăresc asta.